Teach my soul to sing your song, even when my eyes can't see. When I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. Am fost la spital, vă zic acum și a fost și ce nu a fost. Mă duc acasă acum, l-aștept pe Adrian. Știu ce vreau să zic aici. Nu-mi cer scuze de supărare sau de ceva. De câte ori sunt aici, trebuie să mă așez și eu stau așezată pe o bancă aici să aștept să vină Adrian afară, unde scrie clar să nu fumez aici în afară. De fiecare dată este cineva, ori femei însărcinate, ori alte femei. Vă rog, dacă sunteți, nu fumați în fața spitalului. Nu sunt locuri speciale amenajate pentru voi, dacă nu fumați. Dar nu este corect să stați în fața spitalului, unde sunt femei însărcinate, persoane care nu fumează, care nu vor să fie expuse la fum. Indiferent că voi credeți că îi face niciun efect. În fine, eu trebuie să mă mut, că sunt vreo două persoane care stau și fumează acolo, dintre care una e femeie însărcinată care stau și fumează. Treaba ei că vrea să fumeze și să își intoxice copilul, dar nu e corect. Eu acum trebuie să stau în picioare undeva mai departe, când vreau să stau să-i miros fum. Pentru că fumul pasiv e mult mai rău. În fine. Hai că vine, când vine Adrian acum în mașină, vă zic ce mi-a zis și ce facem de acum. Bună, prieteni! Nu v-am mai ferma nimica după ce am venit de la spital acasă. M-am luat oboseală, că m-am pus să mă culc și am dormit. Deci, la spital m-au controlat, bătăile la inimă la fetiță sunt ok. Tensiunea mea e ok, nimic major în urină. Cu toate că au zis că o să o trimită la laborator ca să verific ce sunt vreo infecții, ceva. Și mi-au făcut examen să vadă care-i treaba. Pentru că eu am sunat la ei, că am avut și în zilele trecute, am avut contracții. Dar eu am zis că o fi Braxton Hicks, pentru că mă lăsau la un moment dat, cu toate că erau, nu dureau, intens așa, dar nu dureau, un fel de presiune. Aseară au fost mai puternici și am sunat și mi-am zis că e ok, dacă doar așa, stau liniștită. A durat un pic până am adormit cu ele, nu mă dureau, deci repede, dar erau destul de intens, mă țineau așa trează. Este ca și cum ea s-ar fi întins într-un capăt până în altul, în burtă, nu știu cum să explic. Și azi dimineață, iarăși, când am fost la baie, am avut un pic de sângerare, puțin, pe hârtie igienică doar. Și atunci m-am gândit că și cu contracțiile astea și cu sângerarea asta vreau să mă verifice că este totul ok, mai ales pentru că eu am placenta joasă. Și na, am vrut să verific să nu fie un travaliu din asta prea devreme. Pentru că nu asta vrei, la 25 săptămâni. Și m-au chemat imediat, chiar a fost foarte de treabă. M-au luat foarte rapid, cred că nici măcar jumătate de oră n-am stat în total. Și mi-au zis că în afara cervixului e un pic deschis, dar este normal dacă nu este primul copil. Dar înăuntru cervixului e închis complet. De jur împrejurul cervixului este o zonă care nu mai știu cum eu zic să se cheamă. Mai țin minte, era unul niciodată. Și zona aia pare că e iritată, așa e ea. Nu mai știu cum, o zicea că se cheamă într-un fel și asta o caracterizează. Și o zic că e posibil să fie de acolo. Un pic de sângerar din când în când, așa. Da. Și o zic că ei, momentan, sunt ok să mă trimit acasă. Pentru că oricum am și ecograf miercuri. Dar mi-a zis că dacă se mai întâmplă și mă simt neliniștită și simt că na, mă deranjează contracțiile și iarăși am sângerare sau continuu să crească, să vin. Și mi-a zis că na, următorul pas e că mă admit cel puțin o zi ca să mă țină sub observație. Sper să nu fie nevoie, că chiar mă trag câinii să fiu în spital. Cu toate că e aproape de casă, dar na, mai bine stai acasă. Da, asta a fost tot treaba. Eu mă simt foarte obosit astăzi de am dormit. Acum stau un pic în grădină, mi-am luat niște sămânțe. Să stau un pic, Jaden doarme așa că e liniște, ea mă să joacă cu
cum se cheamă, se joacă cu plastilină. Adrian s-a dus să ia filtrele pentru mașină, să ia filtrul de aer și alt filtru, două filtre acolo la mașină, ca să sperând că nu o să mai miroasă. Nu mai miroase tare atutun, dar sper că dacă pune filtrele noi, nu vine nou. Minte că ar trebui schimbate dacă cine a avut mașina înaintea noastră a avut o fost fumător. Vă dați seama că s-o fi oprit acolo miros de tutun, așa că am zis că hai să le schimbăm, că nu era exagerat prețul. Vă las acum, mă pun și o să mănânc un pic de sămânță, stau liniștit aici, aștept să încarce vlogul pe ziua de azi. Și apoi vedem. Mai avem o grămadă de făcut din casă, parcă văd că săptămâna asta trece, Adrian termină concediul lui și noi nu le-am terminat, dar mai le facem noi după, dar na, vedem. Eu tot am de făcut unde chestii care trebuie să le fac, dar tot nu apuc să le fac. Și dacă nu fac dimineața ce mi-am propus, după amiaza nu prea mai reușesc, după amiaza sunt obosită, fără chef, fără nimica. Da. Hai că vedem, sigur oricum mai avem lucruri de făcut azi. Niciodată nu ne plictisim în casă la noi. Am fost la Morrison, rapid acum seară, ca să iau ceva rapid pentru cină. De fapt, mă dusesem să iau roșii, castraveți și cafea și o varză ce am luat. Am luat și niște ceapă verde, că îmi place ceapa verde. Și apoi am găsit pizza asta la ei acolo, care e normal o vând la 4,50 €. O fac ei în magazin. Bine, trebuie să așez astea, sunt toate adunate aici. Și era la 1,13 €, pentru că trebuie să o vândă astăzi neapărat. Am mai găsit pizza din astea micuții, la 17 pi. Și am luat tot așa 3. Am mai găsit bombonelele astea. Sugar free, ca să pot să iau eu câte una din când în când, așa. Fiți atenți dacă cumpărați chestii care sunt sugar free, care sunt fără zahăr, să nu mâncați multă cantitate, pentru că o să vă stricați la burtă, pentru că are un fel de îndulcitor care provoacă chestia asta la burtă. Trebuie să fiți atenți, mâncați doar foarte puțin. Am găsit ciupercile astea de la ei, deja tăiate, la 25 de pi. Și le-am luat, că mi-mi plac. Și am luat pachetul acesta de chiloți absorbanți. L-am luat gratuit, nu am plătit nimic, pentru că văzusem oferta pe Instagram, spunea să ceri, să-ți dea pentru un pachet gratuit și am cerut. Și acoperea până la 8,50 € prețul acesta. La ei la Morrison costa 8 lire, am trecut pe la o casă normală și mi l-au trecut și mi l-au dat. Da, și n-am plătit nimic, o să-l păstrez pentru la spital. Pentru că mie în primele zile mi se pare cel mai comod, nu murdărești alte lenjerii când trebuie să te schimbi, îl arunci și cam asta este treaba. Bun, vă las, mă apuc să fac pizza. Eu o să am o pizza din asta mică și o să-mi fac salată de roșii castraveți. Și probabil o să-mi fac și un pic de ciuperci pe lângă, văd eu, nu știu exact. Mă tentează ori să le congelez. Da, și ne vedem după. Așa. Da, herself. Am ieșit cu copiii la mure. Eu îi pun lui Jayden Muri într-o găletușă care am păstrat-o. Mai că el îi mănâncă. Bună, prieteni! Bună, prieteni! Noi am blackberries. Da, Muri. Și eu am mol. Și Jim are mol. Mure. Mure. Mure, se zice în română, da? Mure. Yeah, don't go there, because you don't know them. You never go. Stai, Jayden, stai lângă mama. Are these ones okay? Yeah, they're higher. Ia arată, Emma, cât ai cules. I did 100 million thousand one. Și cât ai mâncat? I eat it a little bit. Jayden, hai vine și arată la mama cât ai cules. How much did you get? Jim gets it 100,021. That's how. Like that. Nu mai popa, gata, că ai popat o grămadă. Trebuie să le spălăm acasă. Let's get more. Come on. I think there's gonna be more. What does cats eat? Cat food. What cat? Mănâncă mâncare de pisici. Păi te duci la magazin și cumperi mâncare de pisici. Mommy, it's raining.
Nu fugiți! No running, că it's gonna get scared. Am văzut o pisică, ea mașcu Jane, nu? Ei sunt disperați, bă, pisici, deci numai la pisici și la toți vecinii. Nu fugi, că dacă fugi, o să sperii. If you run, the cat's gonna run away. Don't run, Jaden. Emma, no running, Emma. No running, că if you run, fuge, cat. Ei fug după pisici, dar pisicile fug dacă îi văd că ei fug. Because you run, I told you to walk slowly. Ți-am spus să mergi încet. Nu intra dentro. Bună, prieteni. De marți, 2 august. Noi astăzi mergem la o altă fermă. Nu fermă, de fapt, cum se cheamă, livadă. Să culegem afine și prune, că vreau să fac gem de prune. Afine mai mult sculeag copiii ca să mănânce, așa că nu culeg să fac gem, că nu vreau să fac gem de afine. Da, și o să o luăm și pe o cumnată de-a mea, o soră de-a lui Adrian, cu nepoata, cum e în vacanță în Anglia, și atunci am zis că hai că mai degrabă îi luăm undeva cu noi, unde mergem. Da, cam asta este, bun. V-am făcut introducerea aici, ca să știu că nu am uitat. Adrian s-a uitat, trebuie să întoarcă într-o stradă, e liber. Și continuăm ziua. Through the valley I may walk, but you were all I'll ever need. Gave your life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. And when it seems I'm at the end, and I don't know what I believe, through the cloud I see your hand reaching down to guide me. You're always reaching down to guide me. Uite aici. Ah, finele. Sunt foarte bune. Ai gustat, Camelia? Da. Ai gustat? Da. Să vezi cum da. Mami, uite, astea sunt mari. Da, în copac. Bine, nu-mi plăceau până anul trecut, când am venit aici și le-am gustat pe astea. Că alea din magazin nu-mi plăceau, că unele aveau gust de apă. Da, n-aveau gust. Și astea când le-am gustat și am văzut ce gust au, am zis că sunt bune, finele. Chiar copacul ăsta, tufișul ăsta are multe mari. Eu dacă aș avea o grădină, mi-aș pune un tufiș de afine. Da. Uite cât îi iese pe un tufiș din asta. Să ai un tufiș din asta în capul grădinii? These ones are not good. Dacă după liver și împreună, dacă nu are importanță. Chiar dacă pune mama acolo, poți să-i dai ăla lui mama. Da. Și după aia liver și aici. Ia, ia de acolo. Ia de acolo este papă. Fii blu. După aia nu unul, da, gata. Nu mai culege că... Da, nu mai culege că sunt prea mult după aia. Și e gata? Da, cred. Nu mai vrei? Nu vrei să te uiți la cousin? Hai să-l scoți. Ce? Look at cousin. E 2 kg. Basu, basu. Nu poți să te iau în brațe. La
Poloema cu Legi, cu Matilde. Nu, nu da la bebeșac, face bubu. Am venit aici la cules prune, astea sunt crude. O idee de-mi țin de pantalonii mei. Zice că în capătul livadii aici sunt. Vreau să culeg să fac gem de prune. Așa că o să căutăm. E mare livada de prune aici, foarte mare. Uitați câte prune aici. Am gustat și eu. Foarte bun. Deci nici nu se compară cu alea care le cumpăr din magazin. Știu că alea din magazin pot fi mai ieftine, dar nu se compară. Eu am aici un coșuleț și Adriana are un coșuleț. Vreau să fac dulceață sau gem, nu știu cum se cheamă. Cred că dulceață, pentru că eu o să le las așa mai... le tai bucățele, dar le las așa cu tot coajă. Abia aștept să-mi fac, deci super arată. Uite aici vacile. Nu poți merge la cau. Nu-i voie. Uite aici așa. Ți-i dă nică. Pentru că așa le vin. Deci au și căpșuni. Căpșunile astea o să fie gata mai târziu, că au flori. Da, da, da. Da, ca să ții comoții. Și alea de acolo, cred că, care sunt coapte. Păi du-te la tata, că tata are apă. Hai. Uite aici căpșuni. La ferma asta. Aici cam au de toate. Asta e fain. Ferma asta că au cam toate fructele. Una pe natea. Eu mai înc căpșuni. Gata, nu mai mânca. Da. Mă, de ce stau iarni? Yes, I know, but na. Te să plătești. Gata, Emma. Uite acolo și ia, acolo cu Lege. Uite așa, aici este. Ce faceți, Matilde? Că prezui tipul calema, așa facem, adotori. Da. Hai, hai, hai. Trebuie să văd dacă găsesc ceva în ofertă, dacă nu iau la preț normal. De astea doar, dar de astea nu vreau. Vai, uite ce pui din aia galbeni. Camelia, uite ce pui de aia galbeni de țară. Astea-s 25%, dar nu vreau. Convenabil să iau de aici. Uite câte păsări aici. Au poplecat! Ce fain erau, cântau toate. Uite acolo, cine știe.
aici autorități vin. Da, chiar nu toți la cravată. Really? Aici și totul. La noi că sunt că olimpiadele astea de la Commonwealth Sport și e plin aici așa, plin de poliții de ăștia. Aici este un swimming pool, o piscină și mai fac și, na, chestii lor cu... Ia să vedem. Ia vezi, scoate, să vedem. Yes, dar astea le lăsăm, nu scoate, nu scoate de suiți. Care scrie pe ele? Camelia? Jayden? Nu. Ăsta e a tău. Ăsta e a tău. This is for baby. Ia să vedem ce are Emma. Și Jayden are o mașină. Wow! Monster truck, Jayden. Oh, Emma, ce e acolo? A monster truck. Oh, you have a baby! Nu mai, astea sweets care we gonna have them la merenda, la colațione, nu, don't have them now. This is not for you specially. Oh, ce tare este astea! Senza glutine, are zucchero, vabbè. Păstrez cutiile eu. Ia să vedem, ia să vezi pentru baby. Pentru baby, da. Pentru mini? Nu. Noi avem cafea, uite, mai bine când se termina să... Dă-i că să-și dă-i cafea cu coarfe, cu să-ți facă, da? Ia să vedem. Oh, uite că lăsia! Hai, dă-ți, e pentru baby. It's for baby! Wow! Oh, ia girează. Wow. Oh, uite acolo, ce faine. You have a monster truck. Ia să văd și ducky ăla. Wow, uite-le, cât ce faine. Thank you, sau grație. Grație miile. Pune acolo, le ducem înapoi, le ducem sus la 6-9 mese. Oh, perfect, mai bine, când vine vara. Ce faină e. Pelo. Da. Îi dai ciorăpei. Bello. Grație miile. Open this. Asta e deschidit tate acum, duce la tate, este deschidit tate. Tu-ți le arăt cu astea, da, de la comprese de lapte astea. What else? Stop it. Geleuri. Astea trebuie să le ascundem, să le dăm forțe, că dacă nu... Oh, wow! What is that? This is a kind of similar cu niște biscoti. Can I eat it? No, not now. Now I'm going to make some food. Alte geleuri. Trebuie să le pun acolo în dulap la și cafea. Asta e adzecată. Grație, Camelia. Grație, miile. Deci am luat de la magazinul lor, de acolo, am luat astea două de cârnați. Erau două, orice fel, două din astea cutii la 10 lire, dar noi am mai avut și 10% reducere pentru că ne-au dat bonurile astea, câte un bon pentru fiecare ticket care l-am plătit. Și am luat, de fapt, două de afines a noastre, unul nu e a nostru, unul e a lui Camelia. Și am luat trei de prune noi și unul e a lui Camelia, nu mai știu care e, trebuie să vadă ea. Și Camelia și-o mai luat și două de căpșuni. Ne socotim noi după. M-a apucat acum să fac o cutie din asta de cârnați întreagă, pentru că suntem 7 persoane, între care trebuie să mâncăm. Și o să fac și niște cartofi, salate de roșii și castraveți cu ceapă verde. Așa că vă las acum și mă apuc să le gătesc. Le fac în air fryer.
is going to stretch his arms on the road, turn as he can with his trail coat into perfect strangers in disguise. But unto them, forget that crazy world. Yeah, unto them, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night. Plug in this room, it's finally right for having a last bite. This time we'll start again. He's crazy, right? An ideal place for us to hide. Two perfect strangers in disguise. Back to the shop grin of everyday life, wearing a almost cold as ice. Two perfect strangers in disguise. But after them, forget I crazy world. Yeah, after them, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight down the night. Black in this fruit, it's finally right for taking that last bite.
Gata, avem, n-am pus să-și întorc nimic, Jayden are garbage truck. Da. I-ai dat altul, nu? Nu, dar nu. Nu strică, nu? Și Emma are iar atiema ce ai acolo. Are you sure you want to buy it? Yes, it's nice. You're gonna play with it forever? What? Oh, zero. Two. Jayden cântă garbage truck. Și aici just e... Aplichem, 25 da? Jumate. Și m-au luat o păpușă. Jayden garbage truck. Da. Îți place, Jayden? Roșu mi-e urmează tonă. A, și roșu ți-ai pus. Nu știu, de ce așa e? Așa e și tu. De ce extra îi spate? Ce vrei? Uita ce lumină. Ce vrei, să joci cu ăla? Nu poți să joci cu ăla, mamă. Stai la mami la brațe? Yeah. Do you love mommy? Da. Da. Vreau să dau kiss, Jayden. Ce faci, Emma? Uite, leacă, ce cer. Uite, la mine se vede. Vai de mine. Ba da, uite, la fel. Normal că în realitate e. Uite, leacă. Incredibil. A pus-o acolo așa. Ia ziceți dacă vedeți pe undeva mai frumos de atâta. Vale, incredibil. Zici că e foc acolo așa și ies. Wow, uite leacă. Uite leacă ce aproape am prins. Uite leacă ce aproape. Bun, prieteni, o să închid aici acest vlog de două zile. Sper că v-a plăcut să mergeți cu noi la livadă, să petreceți așa zilele astea cu noi mai sus-jos la cules muri și la altele. Mi-ați scris deja mult că ați găsit muri și deja mulți ați cules. Mă bucur, mi îmi place foarte mult muri. Mi se pare un fruct extraordinar de bun și are beneficii foarte, foarte multe. Da, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut, că v-am luat și un TK Maxx. Am stat și noi un pic mai mult în TK Maxx. N-am luat tot ce v-am arătat pe acolo. Am luat doar la copii o jucărie care era foarte, foarte ieftină. Dar a fost interesant să văd cu adus marfă nouă, na, să te mai uiți, să mai faci idei. Multe îmi plăceau, nu s-ar fi potrivit toate la noi în casă, dar multe chestii erau faine. Cam atât pentru acest vlog, vă salut aici, ne vedem în vlogul de mâine. Pa, prieteni!